Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, domnul. Ești primul cetățean Schengen din echipa asta. Da, practic. Am trecut pe la Schengen. Mamă, m-am simțit extraordinar. Am plecat pe Schengen, am venit fără Schengen. Nu, am plecat fără Schengen, m-am întors cu Schengen. Bravo, domnule. Da, tot cu același autobuz tranca-tranca, tot pe culoarele alea, tot pe scara aia rulantă care nu funcționează și așa mai departe. Practic n-ai mai scos buletinul atât. Da. S-au făcut magazine, că am înțeles că tot ce era acolo s-a închis. S-au făcut magazine, da. Au și ciocolată. Era mișto să nu mai fi nici magazine. Deci după ce care o grijă are. După ce care arăta cadra cu aeroportul. Da. Nu, practic el... A fost sinistru de-a dreptul la un moment. Dacă i-au scos pe ea de acolo, că înțeleg că au fost niște șpăguțe, niște, mă rog, ale noastre. Da, ale noastre, da. Ăsta aventuriști, ce-i pe aici? Au fost niște șpăgi, am închis, da, stați niște... Au venit alții cu altul. Nu putem să spunem. În rest, nu s-a schimbat absolut nimic. Totul este absolut la fel, să știți, nu vă faceți iluzii, nu vă faceți griji, lucrurile nu se schimbă atât de ușor. Acum, dacă ești cetățean european și ai drepturi, măcar nu trebuie să mai scoți buletinul, pașaportul sau ce scoteai tu când treceai pe acolo. Domnii aceia și doamnele de la pașapoarte cred că au un program mai liber. Se bucură mai mult de asta. Deci ai câștigat câteva minute. Am pentru că dacă, câștigat. Dacă ai fi stat la cot, ai fi stat 5 minute, nu mai mult. Sigur că da. Dar chiar s-ar face restructurări, că aia săraci erau... Hei, ai și restructurări. Păi ce să facă? Își fac unghiile. Cum era pe vremuri și stăteau doamnele alea la pilă. Dar știm prea bine că problema nu era, nici n-a fost niciodată Schengenul aerian și maritim fluvial. Remarca da, cineva e, că acum ăștia care merg cu hidroavionul sunt câștigați de două. Mai era și ăsta am citit pe Twitter, dar nu e a mea. E foarte bună. De două ori, da. Nu, problema e la Nădlac, la Giurgiu, la grănițele. Adică pe aeroporturi. Hai să nu fim, că s-a mai întâmplat, că nu vi s-a întâmplat niciodată să ajungeți o dată cu trei aeronave pe autotrain, da. Să stai, să te ia capul. Nu, n-am stat niciodată, mai mult de 5-10 minute nu am stat 10 niciodată. 10 minute, dar nu, e adevărat. Nici nu se compara. Vedeți că pe autopen nu e trafic de la maxim. Avantajul va fi în perioada vacanțelor, când vom ajunge noi dincolo. Da, și în loc să stai la porțile alea vreo 10-15 minute, te-ai dus. Da, da. Sincer să fiu, eu aș fi dat fără niciun fel de ezitare Schengenul ăsta aerian. Pe cel auto. Pe ăla terestru. Da. Că acolo, bun, dincolo de faptul că acolo și turiștii stau foarte mult. Adică anul trecut când am fost cu mașina în Grecia, vara, am stat o oră la bulgari și am stat 3 ore la greci. Dar... cum să spun, chiar și asta nu m-ar fi interesat, dar marea problemă este evident pentru transportatori. Pentru că acolo se stă, oamenii aia stau uneori cu zilele, stau cu zilele și asta înseamnă, în primul rând, consum de carburant, timp pierdut, mărfuri perisabile care trebuie ținute la rece, motoarele alea merg tot timpul și așa. Eu n-aș avea nervi să stau la cozile alea. Sunt cozi de 5, 6, 7, 8, 10 km, adică, serios. Tot anul trecut, când m-am întors în România și am trecut de la Bulgar la român pe la Giurgiu, nu era o coadă de camioane care ieșea din Giurgiu și se ducea pe drumul ăla expres în continuare, kilometri întregi. N-am văzut niciodată așa ceva, era absolut uluitor. Deci erau, ce să spun, sute de tiruri care stăteau la coadă. Adică te duci acolo, te muți în câmp, practic, știi? Cam așa este. Fără nicio șansă. Da. Bravo, domnule, am făcut primul pas. Îl așteptăm pe următor. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.